Am încercat tot felul de formule. Am ascultat. Mi-a plăcut asta cu bogat sufletește. Da. Așa poți să spui de acum acolo. Am zis, bogat sufletește, pentru că știu că tu ești sensibil la chestia asta întotdeauna, da, când spune că ești cel mai bogat magician. Nu sunt. Da, să ai pantofii ăștia, să ai sacoul ăsta, da, înseamnă să-ți meargă bine, ceea ce nu, da, înseamnă că nu e rău. Nu se pune problema, exact, da. Nu mai un pic, lasă-mă, lasă-mă doar un pic. Mă bucur. Mamă, e nebun. Amă, Cătăline, lasă-mă să spun. Doar știi că eu am pus să mă uit la ceașa. Da, e foarte bine. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Ce mai faceți? Am pregătit numere bombă astăzi pentru dumneavoastră. Numere bombă. Mamă, doar 100 de bucăți în toată lumea? O să râdeți de n-o să mai puteți. Cum, dar doar 100? L-am adus și pe asistentul meu, Plantă. Plantă, adu-te, rog, masa. Să fac și eu, da, doar 100 de bucăți, deci, în toată lumea. Asta înseamnă să fii magician adevărat. Ce credeam? Uite, asistentul meu, Plantă, da, haideți să spun ceva. Plantă, bravo, Plantă. Să-ți dăm tricou cu echipa magicianului. Da, ce să mai... Da, am un tricou. Dar ce ai început să gâfâi că ai adus masa asta de acolo? De la... Ridic-o puțin, te rog. Deci, uite. Lasă-o, trebuie mânare, să faci și puțină îndemânare. Nu, mai un pic, stai un pic până faci tu trucurile tale. Vreau să-mi spui, Plantă, am înțeles că au fost niște mici probleme cu tine la un moment dat. Pentru că apar la televizor, ia vină un pic. Pentru că apar la televizor, dar cum a fost? Ia zi, povestește celor de acasă. Stai un pic, să vezi ce înseamnă să apar la televizor. Și m-a costat un produs mai mult decât... Stai un pic, dar spune-le oamenilor. Deci, pentru că te-a recunoscut lumea de la televizor, zi. Da. Produsul pe care am vrut să-l cumpăr costa 20 de lei, nu? 30 de lei și am plătit 1 milion pe el. 100 de lei. Bravo. Dar știi de ce, mă? Pentru că am vrut să ne emisiune. Nu, dar asta l-a recunoscut lumea de la televizor și ce ți-a zis? Plantă, cum eu n-am nicio problemă. Pot să dau 100 de lei și da, păi, dar trebuia, deci produs trebuia acel produs, deci trebuia neapărat. Ăsta, ce era? 30 de lei. Era o să știi, piesă, un adaptor, auzi, pentru ceva. Nu. Stai un pic, fii atent, un adaptor de ceva. Și era 30 de lei? Da. Păi și cum, ți-a cerut 100 de lei? Da, a spus că eu sunt prieten cu tine și că... Probabil că m-a văzut cu magicianul. Da. Mai des și la asta. Nu, dar pe bune, da. Așa am pățit eu cu scările. Asta mă vreau să te întreb, că înainte de a intra pe post ai zis... Am dat 50 de milioane să-mi aducă scările. Ceva? Nu, mai stai un pic. Stai un pic, uite, avem cămăși toți la fel, uite. Da, foarte frumos. Mă rog, noi avem cămăși, dar... Cătăline, am dat 50 de milioane pentru niște scări, da? Niște scări? Câte scări? 30 de scări, nu știu, fie. 30 de trepte, poate. Da, 30 de trepte. Și ideea este că trebuia să le aducă pe 15 ianuarie Nea Zamfir din Covadna. Feriți-vă, Zamfir, Paul Zamfir din Covadna. Băi, când am auzit din Covadna, un pic reclamă, păi nu face bine de la Nea Zamfir. Bă, fraților, nu le-a adus, le-a adus săptămâna trecută și în 2 zile s-au crăpat toate. Tu vorbești serios? Vorbim, acum nu mai știu ce să fac, l-am pus și pe Facebook, la mine pe Facebook. Nu mai știu ce. Băi, să aștepți 3 luni de zile după. Nu, că nu numai eu. Mai am un coleg care tot așa... Dar nu mai zic. Deci... Nu mai dau din casă. Numere bombă în aceasta! Stai, mă, la numere bombă. Stai, că îmi place chestia asta. Deci, da, practic, mă, da, niște mă, și a venit în casă și a făcut poze cu mine. Domnul Tudor, ce mă bucur să vă fac scările. Când? În 10 zile sunt gata, domnul Tudor. A venit de 3 ori, mă, după bani. Repede, repede. Și pe urmă nu mai venea, mă, mâncați aș gura. Mâine vin. Aolo, dar ce mă doare burta. Domnul Tudor, nu mai merge mașina. Nu mai... Ah, da, lasă să trecem. Numere bombă, oameni buni. Putem să luăm noi lucrarea asta. Da. Da, până la numere bombă, stai. Pune mâna, te rog mult de tot, din sufletul meu. Nu mai... Cătăline, lasă-mă, asta de desfundat, uite, desfund, ce să mai... Ca să vedeți că nu vorbesc să mă aflu în treabă atunci când spun că magicianul nostru este bogat sufletește, avem și dovada, pentru că a vrut să facă o bucurie doamnelor și domnișoarelor la început de primăvară. Magicianul Robert Tudor a ieșit în stradă, pregătit cu surprize și trucuri dedicate femeilor. Vă rog frumos să vedeți despre ce este vorba. Să fie bucurie! Haideți să vedeți materialul. Aventura lui Robert în stradă a debutat neașteptat. Deși e magician priceput, faimos, adorat, în mod surprinzător a avut dificultăți în a convinge doamnele și domnișoarele întâlnite să se oprească pentru a fi vrăjite frumos. Hei, dar de câtă vreme te aștept? Poftim! Asta nu-mi place cu timpul, nu-mi place, că n-avem timp. Vezi cum sunt femeile Robert? N-au timp să le dai o floare și după aia îți reproșează. Mă, dar parcă vă grăbiți, mă!
Ia uite, e cu iubitul, dar e... eu zic să încerci. Salut, pot să vă întreb ceva? Nu? Da, și voi vă grăbiți. E gelos iubitul, cred. Am zis că se grăbesc, mă. Dacă vă grăbeați, alergați acum. Mă scuzați, va trebui să... E, nu mai vine, uite că l-aștept și... Bună ziua! Va trebui să vă... Oh. Așa refuzat ai mai fost, Robert? Cam viață, bă! N-ai! Dar și când vine... Vine! Dar și când s-o opri, vezi tu, trebuie să insiști tot timpul. Bună ziua, fiți amabilă! Deci... Bă, uite-mă cum îți trece prin fața ochilor. Nu știu încotro te duce drumul ăsta. Oare sunt eu? Ia fii atent acum. Ar trebui să mă retrag, stai. Hai, așa. Hai, vino. Cristina, Sorina, primăvară, haide. Da, vino pe tine, te aștept de o jumătate de oră. Pe eu sunt, mă, m-a trimis pe mine. Te-a făcut surpriză. Da. El ți-a făcut surpriză. Ideea este în felul următor. Primăvară, da? Așa. Primăvară, floare. Verifică. E vreo floare acolo? Nu. Nimic. Ține-te rog. Cum te cheamă? Roberta. Robert Tudor. Știi, mă știi ce să mai că. Da. Vreau să dai foc, te rog, acelei... Wow. Apare dintr-o dată. Primăvară. La mulți ani. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Știi pe Robert? Robert, da, îl știu. L-am mai văzut și pe YouTube și pe Facebook, dacă nu mă înșel. Deci îl urmărești, da. Până la urmă, cu perseverență și încredere că gestul său va fi apreciat, magicianul a reușit să sensibilizeze trecătoarele grăbite, care s-au bucurat să primească o floare la început de primăvară, chiar și în acest mod neașteptat. Ia fii atent, uite că vine. Fii atent. Bun, hey, hello! Where are you from? Here, România. Am o surpriză pentru tine. Verifică, te rog, să vezi că e normală. Aveți cumva o brichetă? Ce lapis mai găsit. Uite, ține tu bricheta atunci. Dă mie, cum așa? Te cheamă? Adelina. Adelina, mâinile goale. Dă foc, te rog, acestei sfori de jos, da? Dă foc. Pentru că e... Pentru că este primăvară și vă doresc o primăvară frumoasă. Sau, dacă tu crezi că știi expresia aia cu o floare, stai, cum era? Floare nu se face primăvară. Ține puțin, te rog. Ține puțin. Spune dacă vezi ceva pe acolo, Nimic, gol, da? Ai spus că cu o floare nu se face primăvară. Pac, se duce floarea și uite. Wow! Tare. Dar se face cu mai multe, da? Totuși asta, floarea asta, vreau să rămână a ta. Mulțumesc frumos. Să-ți facă ziua mai frumoasă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Îl cunoști pe Robert Tudor? Desigur, l-am văzut la televizor, l-am văzut și la România au talent. Mai râdem din când în când pe YouTube. Nu te așteptai astăzi să îți dea o floare? Nu, mai așteptam să, nu știu, să-mi fure ceva, să-mi dispare ceva, dar nu să-mi dea o floare. Sper că ți-am făcut o bucurie. Da, mulțumesc frumos. Te-ai o zi bună. Mulțumesc, la fel. Bună ziua, pentru că este luna martie și este această primăvară foarte frumoasă. Că ați văzut că zilele precedente a fost urât și da. Am o floare pentru dumneavoastră, dar țineți dumneavoastră bricheta. Okay. Eu o să încerc să fac o floare pentru dumneavoastră. Aprindeți, vă rog, bricheta. Ia uite. Da, și am zis să începe ziua cu dreptul și luna la fel. Mulțumesc. Vă doresc frumos. Scuză-mă, să știi că te-am așteptat până acum. Vreau să-ți ofer această floare, pentru că este martie, este luna primăverii. Mulțumesc frumos. Sau ține tu, te rog, bricheta și eu fac din asta, o să fac o floare. Ok. Spune-mi dacă miroase, spune-mi a ce miroase. Nu miroase nimic. Dă-i foc, te rog. Stai. Ok. Da. La mulți ani. La mulți ani, mulțumesc frumos. Are același nume. Ia al tău, da. Eu iau bricheta. Mulțumesc mult, te rog, și în brichetă. Dispare. Da. Mulțumesc frumos. Talentat, mă, talentat. E primăvară, iarăși primăvară. Da, ai văzut că te cunoșteau oamenii de pe YouTube, te cunoșteau. Da, uite, și datorită ție, da, ce mare, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Cătăline. Să dea Dumnezeu sănătate. Oameni buni, dacă vă ocupați de scări de lemn, să știți că magicianul Robert Tudor are nevoie și are și bani.
Nu, Cătălina, nu e vorba de asta. Hai să revenim la lucrurile noastre. Exact. Am zis că astăzi avem numere bombă, Cătălina. Da, stăm la pescăm sau de ce? Stăm, ridică-te în picioare că mai târziu durează, mai urmează. Ce e asta? Este o bombă, da? Asta, da, bombă. O bombă. Uită-te, pentru tine sunt făcute special aceste numere de magie, pentru oamenii stresanți. Stresanți sau stresați? Stresanți, care stresează stresați. Pe altcineva. Da. Am înțeles, ia. Uite, bombă pe o parte, bombă pe cealaltă parte. Bombă, se vede, scrie bombă, bombă pe o parte, bombă pe cealaltă parte. Ia uite cum se poate vedea, da? Ce-i lipsește acestei? Deci aici scrie bombă și pe partea da, și pe partea asta tot bombă. Da, bombă pe o parte, bombă pe cealaltă parte. Ce lipsește acestei bombe să bucnească? Poc! Să... Ce lipsește? Ia uite-te, uite-te, e bomba acolo, e bomba acolo, e bomba acolo, ia uite, e bomba. Și acum, într-o fracțiune de secundă, apare băsul de chibrit. Mâinile complet goale, dar atenție, băs de chibrit pe o parte, băs de chibrit pe cealaltă parte, vezi? Vreau să ții tu mâna pe băsul de chibrit. Ține bățul, ține bățul, ține bățul. Nu, ține bățul, ține bățul. Da. Bombe! Bombă, Cătăline! Numere bombă! Ia fii atent! Uitați-vă la mine! Aici scrie bombă? Da! Scrie bombă, da, stai da. Pe stradă! Scrie bombă? Perfect, scrie bombă! Ia uite aici, aici scrie bombă, aici scrie bombă! Aici scrie bombă, aici scrie bombă! Te-am văzut fiți! Pune mâna, pac! Ia uite-te aici! A apărut un băț de chibrit! Stai un pic! A apărut un băț de chibrit! Ia uite, pac! Ia ține mâna aici! Poc! Bravo, foarte bine! Gândește-te la o carte! Gândește-te la o carte, orice carte vrei tu! Te-ai gândit? Da. O carte. Ai fi surprins ca tu dacă tai pachetul ăsta să fie cartea ta acolo? Stai să scriu undeva cartea. Nu mai, nu mai. Da, nu contează că știu oamenii. Poc, bombă. Îl omor astăzi, îl omor pe Cătălina astăzi. Asta a fost bună. Păi de când nu ne-am mai văzut, măi, omule, mă, de când nu ne-am mai văzut noi doi? A trecut ceva timp, ia ce mai ai? A, așează-te, te rog, că acum hai să trecem la treburi mai... E bine, magicianul e în formă, oameni buni. Robert Tudor. Nu Cătăline, vrei să facem și un cozonac, ceva aici? Mamă, ar fi extraordinar, Cătăline. Poți să fac magia asta mai încolo. Dă-mi voie să-ți arăt, este o cutie normală, da? Este o cutie din lemn. Vă arăt și pe o parte și pe cealaltă parte. Uitați. Da, e o cutie. Las cutia asta în fața ta, Cătăline. Da. Iar tu vreau să... Uite că o să vadă de acolo. Mănânc. O să vadă de acolo. Ideea este în felul următor, Cătăline. Tu vreau să tragi o carte. Orice carte vrei tu, din toate cărțile pe care eu le am aici și uitați-vă, sunt diferite toate. Bun, de la să trag o carte, da? Ia o carte și vreau să scrii un nume drag pe acea carte. Dă-mă. Semnează-te pe acea carte, vreau să scrii un nume drag. Poți să scrii o persoană care nu mai e sau care este. Așa, ai scris, Cătălina, arată cartea, te rog, oamenilor, să vadă și oamenii de acasă ce scrii tu acolo și ce persoană dragă ai scris tu pe acea carte. Foarte bine, scrie. Nu mă uit, nu vreau să știu și vreau ca tu, din toate cărțile astea pe care le am aici, vreau să pui cartea unde vrei tu în pachet. Aici. Aici, da? Lasă cartea acolo. Cartea este undeva în interiorul pachetului. E drept, poate să fie aici, poate să fie ultima sau poate să fie în interiorul pachetului. Ține tu cărțile și vreau să pui în această cutie carte după carte, gândindu-te la persoanele dragi, da? Fără atenție, fără să atingi cutia, te rog mult de tot. Fără să atingi cutia, ușor, Cătălin. Fără să atingi cutia, ușor, carte după poți carte. Să pun mai multe? Nu, carte după carte, fără să atingi cutia. Atenție, Cătălin. Ușor, carte după. N-ai atins cutia, recunoști că n-ai atins cutia? Nu mai și n-ai avea de unde să știi unde se află cartea pe care tu ai scris cele trei nume dragi, da? Ai scris că ai scris mai multe, da? Da. Întoarce, te rog, cartea. Băi, ești nebun, te-ai oprit fix acolo. Nu eu. Băi, funcționează. Și sunt identice cărțile, adică să zici că era trecut ceva, nimic, foarte bun. Funcționează puterea gândului, să știi.